dovedi încă o dată maturitatea democratică și cetățenească a românilor, vă doresc tuturor să alegeți în fața conștiinței dumneavoastră și în fața situației actuale a României care de urmat. Îmi exprim de asemenea convingerea că toată desfășurarea referendumului și toate zilele care vor urma vor consacra încă o dată, pentru cine mai avea îndoieli, eu nu am, că România este o țară pe deplin democratică.